программа «Альянс Sky Тимур» в Нили и Телет Плюс. Поблагодарим вас за выбор авиакомпании группы «Аэрофлот». Благодарим за внимание.
Brașov dimineața. Temperatura resimțită -41, -42, în termometre -37, -38. Basto, încălzire separată. Am ajuns la bloc. La ora 6 fără un pic. E frig? Nu. Și toate mașinile sunt cu huse. Și la nenea asta se întâmplă ceva agravant și cred că a venit mafiotul să ne hăcuiască. Sau e Victor, cel care trebuie să ne primească. N-are treabă cu noi. Da, oare cum? Aici e sigur? Stras. Eu zic cald acum în Iacut. Sunt temperatura, mă rog, din termometre ar fi -37. Temperatura de simțită aia reală, până la urmă, -44. La ora 10:30 dimineața, cred că e. E o perioadă oricum caldă pentru normalul zonei, pentru că acum, în ianuarie, aici se duce destul de des sub -50 temperatura din termometre. Iar lucrurile funcționează absolut normal în acest oraș. Lumea pe străzi, copii, femei, bătrâni, adulți. Se merge la piață, se merge unde are fiecare treabă. Decolează și un avion, pe care evident că nu puteți vedea. Deci lucrurile merg normal, în ciuda temperaturii, la care mă gândesc că într-o țară din vest, se spune, s-ar bloca absolut tot, s-ar opri absolut tot. Sigur, asta nu e un lucru de laudă pentru Iacuți, adică nu e ca și cum pe ei a luat frigul prin surprindere și s-au pregătit de exemplar pentru -55 de grade. Bănesc că se poate vedea și se poate vedea în toate pozele pe care le-am făcut. Tot ce înseamnă cabluri și țevi, totul este la suprafață, nimic nu e băgat în pământ, ca să nu îngheze, să nu se spargă. Pare să că rezistă mai mult în aer liber. Drumurile sunt dezăpezite, mă rog, e luat stratul de zăpadă. La gheața nu prea o pot lua și lumea frânează, iată, din timp la semafor. De asta e destul de periculos să te avânt să treci strada imediat ce s-a făcut verde pentru pietoni.
Așa, deci omul a parcat mașina și acum o curăță de zăpadă. Destul de riguros se pare. Cât să-l încheți mie mâna pe telefon și să-l scap de la etajul 7. După ce a curățat pe zăpadă, pune cârpa în mașină. Deschide portbagajul și scoate un băț, o sabie, un cadavru, scoate husa, ca să facă mașina lui, precum și alte mașini, adică să o pregătească pentru noapte. Interesant, merge repede. Nu știu ce risește acum. Și a fost. Așa se pregătește o mașină pentru noapte. Латинский чем-то похож, да, на итальянский. Итальянский. Я только знаю по-румынски. Драгошта Динтей. И то это группа, кстати, из Молдовы. А, да? А у них сильно, что ли, отличается? Вроде как они одинаково говорят. Așa, da? Aici și arunci încolo.